Salut! O metodă simplă și gratuită prin care puteți înmulți, multiplica vița de vie este metoda folosirii corzilor tăiate și înfipte direct în pământ, în rădăcinare naturală. Din vița din spatele meu am făcut tăieturile de primăvară și le-am înfipt corzile rezultate, unele dintre ele, în pământ. Haideți să vedem ce a ieșit. Aici din trei, două s-au prins, unul nu. Îl scoatem. Nu a dezvoltat rădăcini. În acest cuib din trei s-a prins doar unul. Două sunt uscate. Din două s-au prins două. La fel și aici, din două sunt două. Din trei s-au prins două. Mâna o scoate. Aici din trei, doar una s-a prins. Se vede, nu a dezvoltat rădăcini. Aici, din două, s-a prins una. Una o scoatem. Este evident. Neavând rădăcini, nu a dezvoltat rădăcini, nu a fost plantă viabilă. Aici avem două. Și aici la fel. Aici, din nou, din trei, doar una este viabilă. Da, nimic. Scos una cu rădăcini, una verde. Este verde, deși rădăcinile nu sunt formate. Mai scoatem din ele bețe uscate. Așa cum se vede, este o rată de succes de 60-70%. Abia la primăvară voi putea fi sigur că aceste mlădițe de viță de vie s-au prins definitiv, după ce vor trece testul iernii. Sper ca și noile corzi să se prindă, să formeze o viță roditoare, așa cum este mama lor, din care au fost extrase aceste clone.